Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Sunteți foarte frumoși! Mulțumim, bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră în această seară. Suntem onorați și sper să vă placă timpul petrecut aici. Și nu numai timpul. Atunci când am aflat că o să venim la Șef la Cuțite, a fost o bucurie pentru noi, atât pentru mine cât și pentru colegii mei. Este o onoare pentru noi și ne gândim că de noi totuși depinde o persoană în seara asta și că cineva va pleca acasă. Astăzi a fost cea mai complicată temă din tot sezonul. Fiecare dintre echipe a învârtit o roată. O roată cu ingrediente. Astăzi, cele trei ingrediente la care roata s-a oprit au fost frișcă, kiwi și caviar. Când am auzit tema, mi s-a părut un pic exagerat că vor fi combinate fructe și pește. La prima vedere pare a fi o temă ușoară, dar nu este. Și n-are niciun gust. De gust? Nu mai pot. Începem. Arată foarte bine farfuriile. Primul impact vizual cu farfuriile a fost extraordinar. Mi se păreau că toate arată foarte bine și mă gândeam cât de greu o să-mi fie să aleg o farfurie. Am să vă rog acum pe dumneavoastră să trageți în față farfuria suport cu buline. Așa. Să fiți foarte atenți la cum arată farfuria, cât de mult s-a muncit pentru această farfurie. Să gustați din tot ce găsiți pe farfurie, adică să nu vă săturați din prima farfurie, pentru că mai aveți de gustat încă două, da? La sfârșit le puteți termina pe toate trei. Vă doresc poftă bună! Mulțumim! Mulțumim. Foietaj cu sălățică, croissant cu cremă de brânză și salsa. Exact la cum așteptam să iasă, așa a ieșit. E cremă de brânză cu foietaj, somon fumé și puțin caviar. Că atât am avut puțin. A ieșit așa cum așteptam. Somon fumé. Da. Fumera aia. Da. Ai desfăcut somonul din pachet. Da, da, da. Păi am avut un profesor foarte bun la asta. Ți-am zis de mult. Bulii, nu se legi, măcar n-au aprins ochiul. Vă n-au aprins aragazul. Am făcut salata de fructe cu kiwi, căpșuni. Frișca unde? Frișca e acolo, prietena. Am înțeles. Și o cremă de brânză, zice el, cu frișcă înăuntru. Frișca dulce, chiar. Te credem pe cuvânt. Doamne ferește, un foietaj. Nimic, nu gătiți nimic. Bă, nimic n-a gătit. Fix ăsta a fost scopul, să fac o farfurie pe care să o recunoască de undeva. Dar nu puteam să mă duc acum să inventez o combinație de gust între kiwi cu caviar și cu frișcă, combinație de gust pe care n-ai unde să o găsești. Abia găsești caviar. De asta să găsești caviar lângă frișcă și kiwi. Unde, Doamne iartă-mă, trăim? Asta e somon. Ceva este picant în lingura asta. Asta e o cremă de brânză, da. Cred, cu mărar și frișcă. E ușor picant. Nu, e puțin. Îmi place foarte mult să mănânc picant. Sosul, de asemenea, acea cremă cu verdețuri a fost foarte bună și cel mai interesant mi s-a părut combinația kiwi, căpșuni cu somon. A fost interesant, dar a fost bun. Foarte interesantă combinația. Nu m-aș fi gândit niciodată să combin fructele cu legume. Dar cum se numește? Are vreo denumire oare? Da, farfuria în buline, prea multă cremă. Un minus din cauza mărarului, pus în exces din punctul meu de vedere. O bucată de kiwi deasupra destul de mărișoar. Aspectul... Ar fi putut altceva să încerce. Nu este pe gustul meu. Gata? Da. Acum am să vă rog să trageți în fața farfuria cu pătrățele. Asta parcă arată mai bine. Nu? E chiar foarte bună. Ce avem, Cătălina, aici? Explică-ne. Dragii mei, avem kiwi, da, frișcă, kiwi. Kiwi aia aici, asta kiwi aia ce aici. Și ăsta este sponge de kiwi. A, deci cu asta te-ai scos. Mai în temă ca mine, nu ai cum să fii. Deci am peste tot kiwi, frișcă și caviar. Frișcă cu ciocolată albă. Și cu caviar. Este exact domnul Blumenthal, marele zmeu zmeilor, bucătarul bucătarilor. Păi e un desert, bă. E un desert cu caviar. O mizerie, adică o grăsime pe care n-am înțeles-o. Eu, pentru că ciocolata albă este mai grasă, normal, și în combinație cu caviar și cu ce funcție pe acolo. Iac. Nu vă simpați. Băi, nu cred la așa ceva. Băi, desert, mă. Dar tu n-ai de unde să știi. Da, corect, eu nu știu. N-ai de unde să știi. Pune-mă la carte. Mai ia cărțile altora, nu mai du doar mărele tale. Măria ta, te rog să-mi o ierți ignoranța asta de care dai o dovadă, dar ai făcut un dulce cu caviar? Am făcut ce trebuia să fac. A râs de farfuria mea, adică crema lui de brânză ar fi mers cu caviarul și cu sălățica. În schimb, ciocolata mea albă
n-a mers cu caviar. Este combinația supremă a unui executiv care are 3 stele Michelin. Da, el are dreptate. Dar tu te compari cu Blumenthal, mă, mâncați-i jurata. Mi-e și frică să mă uit la domnul Dumitrescu cum râde de ăla, știi? Nu râd, habar, n-am. Nici măcar de tine nu râd. Nu știu ce a făcut nenea ăla. Voastră, bă. Când Blumenthal își calibrează gusturile, e ca și când ai cumpăra o savarină și ai pune icre de crap peste, știi? Adică... Dar asta n-am înțeles-o deloc, Cătăline. Bă, caviar, frate. Nici nu trebuia. Nu pot să susțin ideea pe care merge Cătălin, că este wow, nu e. De unde să știe el de băieții ăștia care chiar au inventat bucătărie în lumea asta? Farfuria asta este câștigătoare. Zici tu? Dar nu știu mărul ăsta, mărul ăsta e în... E pară. Mărul ăsta e pară. E pară. La farfuria în cărul mi-a plăcut foarte mult para. Para, nu cred că și avea rost, acum, zic eu, părerea mea. Mi-a plăcut foarte mult textura sosului. Textura de frișcă, cred că este o frișcă cu brânză ceva amestecat. Și arăta foarte bine. Și că e blat de clătite, americane. A fost prea dulce pentru mine, deci nu a fost cea mai reușită farfurie din punctul meu de vedere. E foarte interesant și cu sosul. Foarte bun. Desertul a fost bun, însă a fost destul de dulce pentru gusturile mele, dar a fost foarte bună combinația frișca, kiwi. Am o slăbiciune pentru desert, dar parcă lipsea puțin zahăr. Nu prea era prea dulce. A fost un desert fresh, chiar mie mi-a plăcut. Mi s-a părut o combinație perfectă. Puteți trece la ultima farfurie, oricum să știți că vă puteți întoarce oricând la una dintre celelalte două farfurii. Am înțeles. Da. Asta e interesant cu... Asta chiar arată bine. Hai că vreau să-i văd aportul de gust la peștele lui Bordean. Nu aveți kiwi-ul din combinație? Kiwi am aici, n-a spus nimeni că trebuie să fac kiwi în aceeași combinație cu... Era o farfurie, ai făcut două. Bă, ați uitat cum ați făcut și voi? Bontea s-a chinuit puțin mai mult, a făcut un cod cu sos și cu caviar. Peștele bun. Foarte bun chiar. Foarte clasic, cartof, spanac, un sos. Sosul nu l-am înțeles foarte bine. Are o consistență ciudată. Sosul senzațional. Ai băut apă după scădătă? Nu, dar chiar e bun. Și au gustat de la mine. Domne, sosul are un gust, nu știu de care. Foarte bun asta. La farfuria în dungi, peștele a fost puțin sărat. Percile nesărate, dar în combinație au ieșit foarte bine. Aș putea spune că mi-a plăcut cel mai mult cartoful, pentru că este leguma mea preferată. Peștele a fost gătit destul de bine, doar că nu mi-a plăcut sosul foarte mult. Presupun că ăsta e un desert. Nu e, mă, ăla e loc de săpun. Și ce, te referi la ăla? Lângă a pus un păhăruț de plastic în care el zice că avea panna cotta și geleu de kiwi. Bă, cu siguranță cred că e mai bun decât ciocolata mea. Iar eu spun că avea orice altceva, dar panna cotta și geleu. Un fel de geleu peste geleu. E geleu. Doar geleu. E geleu. Geleu peste geleu, dar să știi că e gustos. E geleu, nu-i geleu. No offense, dar e gustos, mă jur. A băgat la gelatină, nenică. Era gelatină de sus până jos. Mă rog, desertul poate că e un pic prea închegat, că are prea multă gelatină. Ai și cam pe Tony, adevărat, bă, dar nu era la gust. Foarte gras. Foarte ce? Gras, foarte gras. Mic. Ăla-i gras, bă, ăla-i gras, bă, nu aia. Păi gustă, bă, din gustul de ciocolată al ăla, că e numai grăsime. Păi vorbi serios. Am sperat să fie ceva cu ciocolată, dar cu mai multă frișcă. Desertul foarte frumos așezat pe farfurie, dar din păcate nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele. E răcoros. Nu m-a impresionat. Desertul nu mi-a plăcut, nu este pe gustul meu. Practic nu este pe gustul meu, de asta nu mi-a plăcut, clar. În greu te poți decide că toate trei sunt foarte bune. Desertul, da, și mie. Prima mi-a plăcut mult. Având în vedere experiența șefilor și inventivitatea lor, mă așteptam să fie niște farfurii reușite. Am să vă rog să luați acea farfurie perfectă din punctul vostru de vedere, ca plating, ca gust, și să o puneți pe bandă. Asta înseamnă un vot din partea voastră pentru echipa respectivă, da? A fost foarte greu să aleg una dintre ele, asta a depășit cu puțin pe celelalte două. Toate farfurile foarte frumoase, foarte spectoase. Vă mulțumesc foarte mult și sper că v-ați simțit bine la noi și îmi doresc să ne revedem. Vă mulțumesc frumos!
A fost o seară extraordinară, ne-am simțit bine toți, sunt convins, vorbesc și în numele colegilor. Cu siguranță vom răspunde da, ori de câte ori vom fi invitați și vom fi mai încrezători și mai lipsiți de emoții. Băi. Dacă nici astăzi nu câștig cu farfuria asta și câștig una dintre mizerile astea două, mă jur că mâine doar pară fiartă fac. Atât, nimic altceva. Pară fiartă. Băi, Boci, nu știu, așa ai spus ce, și data trecută. Nu știu ce părere am ai tu de mizerii. Da. Bă, no offense. Da. Nu ești departe. Farfuria și Sorin, n-am kiwi în farfurie și n-am frișcă. Unde am caviarul, n-am frișcă și n-am kiwi. Unde am frișcă și kiwi, n-am caviar. Deci sunt două farfurii într-una. Bă, eu am gustat de la mine, nene. Am farfurie bună. Vă înțeleg, știu ce spuneți. Dar nu e cazul astăzi, că nu ține vrăjeala cu mine. Dacă pierzi și de data asta, mâine doar... Bă, nu pot să vă zic decât... Dar poară fiartă. Băi, mai avem loc bunul de azi. Succes la... Cum se numește acolo? Când ai voștri intră la Smart la duel. Cele trei farfurii, doar una este superbă, este frumoasă. Farfuria mea este senzațională. Arată superb. Celelalte două farfurii sunt drăguțe, dar nu prea. La ce degustări au fost, la ce jurizări au fost până astăzi, sincer, nu mai știu. Nu mai înțeleg cum funcționează jurizările. Și atunci pot să zic, avem șansa noastră să câștigăm, dar ne asumăm și duelul în cazul în care ajungem acolo.